Astăzi începe prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare și durează până pe 18 mai. În această perioadă, părinții completează cererea tip de înscriere fie online, fie la unitatea de învățământ. Dacă părinții optează pentru școala de circumscripție, copilul este înscris automat în baza validării cererii. În cazul în care aceștia aleg o altă unitate de învățământ, înscrierea se face în limita locurilor rămase libere. Prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2023-2024 se va desfășura între 19 și 22 mai, când vor fi procesate cererile tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. Între 23 și 29 mai va avea loc procesarea cererilor tip de înscriere la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție pe locurile rămase libere. Pe 30 mai vor fi repartizați la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de care aparțin, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri. Pe 31 mai vor fi afișate în unitățile de învățământ și pe site-urile inspectoratelor școlare listele candidaților și a numărului de locuri rămase libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar va începe în data de 5 iunie.